Contribuabilii trebuie să se adreseze direct Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a verifica situația plății contribuțiilor pentru sănătate. Casa primește zilnic în format electronic de la Centrul Național de Informații Financiare toate informațiile actualizate privind contribuțiile plătite de fiecare contribuabil la Sistemul Național de Asigurări de Sănătate. Recomandăm contribuabililor să solicite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate actualizarea propriilor baze de date cu informațiile primite de la Centrul Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor Publice. Termenul pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a fost prelungit recent până la 31 iulie.